În prezent, în localitatea Păușești, Măglași sunt amenzi de circulație neplătite în valoare de 6 miliarde de lei vechi. O parte dintre acestea aparțin cetățenilor de etnie romă care nu-și recunosc sancțiunile. Pentru că mulți dintre cetățeni nu au salarii sau alte venituri, nu pot plăti aceste sume. Ceea ce observ eu aici la mine, vreau să vă spun că nu se pot încase, încasează foarte greu amenziile. Sunt foarte multe amenzi de circulație. Avem și noi aici cetățeni care încalcă uneori legea și nu vor să-și achite amenziile. Și iată că în bugetul local nu am putut încasa în jur de 6 miliarde bani vechi pe amenzi. Nu pot să ocolesc chiar că avem o comunitate de romi care evită să-și plătească și impozitul pe mașini, case și terenuri, motivând că nu sunt pe numele lor, că nu au bani, că și așa mai departe. Am stat de vorbă cu unii dintre dumnealor, am încercat să-i determin să vină să-și plătească, dar, așa cum știm, aceștia sunt până la urmă și răuplatnici. Unii dintre ei au bani, dar sunt răuplatnici. V-ați gândit la o măsură anume să-i constrângeți? Legislația, zic eu, că este foarte proastă în acest moment. Unii dintre ei care nu au nici salarii, nici pensii, da, nu lucrează pe nicăieri, nu poți într-un final să îi determini să plătească. Am mai făcut, există legislație, i-am acționat în judecată pe unii dintre ei. Instanța le-a dat ore muncă în folosul comunității pentru a putea să scădem amenziile, dar majoritatea nu doresc să vină să-și facă nici orele muncă. Noi comunicăm la instanță și mai departe aici se încheie totul. Pentru suma de 6 miliarde de lei, totuși ar avea ceva... Este o sumă destul de mare care ne-ar ajuta la buget, dar iată că nu putem sub nicio formă să încasăm acești bani. Totdeauna am avut probleme cu aceste amenzi, care uneori vreau să vă spun că sunt persoane care săptămânal primesc poate și câte 3 amenzi de circulație. Da? Deci nu am soluția ar fi ca guvernul, dacă este legal, constituțional, atunci când primește amenda, să fie un termen de plată de 15, 30, 3 luni de zile, nu și-a plătit amenda, să-i se suspende permisul, să-i se ridice talonul, să-i se ia numerele de la mașină. Așa cum știm, pe vremuri ce nu-și plăteau o amendă în termen de 3 luni, ei se întocmea dosar penal și atunci obligatoriu venea de frică și făcea pe dreacu în patru și venea și își plătea amenda. Acum, legislația fiind atât de proastă, nu putem să încasăm aceste sume de bani. Pentru cei care nu pot plăti amenziile, instanța le-a acordat ore de muncă în folosul comunității.